Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În Interes Public, vă spune Dan Moșteanu. Am avut așa un weekend, cum să spun, ok weekendul ca și zile, dar am avut câteva zile în care atunci când am deschis televizorul am dat peste morți, m-am intrat pe Facebook, am dat peste morți, am făcut toate chestiile astea. Mi s-a părut un weekend așa sumbru, să spun, din punctul ăsta de vedere. Se întâmplă fel și fel de lucruri. Nu știu dacă sunt culpa cuiva sau nu sunt culpa cuiva, dar se întâmplă și în jurul nostru avem parte de foarte multe vești de acest gen. Aș vrea să discutăm despre treaba asta și să vedem care sunt cauzele sau de ce ajungem așa târziu, eu știu, sau de ce ajungem în acest moment să privim aceste lucruri sau de ce le privim altfel. Poate că erau zilnice sau, mă rog, și nu le-am văzut noi. Invitatul meu din această seară este prefectul județului Gorj, domnul Marcel Iacobescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am început sumbru, așa, da. Da, o să schimb eu schimbăm puțin, registru, da, vă rog. Să zicem, repertoriu și o să le urez la mulți ani tuturor celor care astăzi serbează ziua numelui, Mihai, Gavril și tot ce derivă din acestea. Da, ca să schimbăm repertoriu, ar trebui să ne dea cineva un mesaj, hai bă să bem un șpriț sau o chestie de genul ca să începem bine. Da, mi s-a părut așa, nu știu, a fost o chestie așa sumbră, deschis televizorul, a murit Petrică Mățu Stoian, a murit nu știu cine, a murit... Într-adevăr, e... Prea multă spaimă în jurul nostru, prea multă știrile frică. Știrile astea au devenit ceva așa, nu știu, fac parte din noi, parcă. Din cotidian, din da. Din cotidian. Știți că pe vremuri era, acum nu facem reclamă la ProTV, dar erau știrile de la ora 5. Da, știrile, când voiai să spui ceva, necrologul. Mai... Acolo era necrologul. Da. Ei, cam așa au ajuns toate posturile în momentul de față, datorită a ceea ce se întâmplă. Uh-huh. Într-adevăr, e o situație grea, am spus-o tot timpul, traversăm o perioadă care nu este tot mai confortabilă. Suntem într-o pandemie, asta e clar, știm lucrul ăsta, suntem într-o pandemie pe care în mod normal, hai să zic că primul an poate ne-ar fi luat prin surprindere, dar ar fi trebuit la un moment dat să învățăm din greșelile primului an și să învățăm să o gestionăm, dacă nu bine, mai bine. Dacă m-aș uita în istorie și făcând așa o analogie cu vine iarna, tot timpul ne-a prins descoperiți. Da, știm că vine iarna, dar tot timpul da. N-am avut... N-avem lame, n-avem sare, n-avem nisip, n-avem nimic. N-avem de niciunele. Vai, Anis, ne-a luat prin surprindere. Da, din păcate cam așa s-a întâmplat și cu valurile astea pandemice. Eu sper, bine, suntem pe niște cifre descrescătoare, ați observat toți. Văzut. Suntem undeva la 3,9 pe județ, avem la momentul ăsta 1372 de cazuri, deci stăm bine, să zic, față de alte județe. La nivelul întregului județ. La nivelul întregului județ, Târgu Jiu undeva la 4,34 și are cam, să spun, cam o treime din cazuri, 409 cazuri. Dar, bine, asta nu înseamnă că pandemia a trecut și că e tot nicio ok. Formă. Vedeți bine că spitalele sunt în continuare pline. Dacă sâmbătă de dimineață undeva erau două paturi libere pe ATI, astăzi nu mai sunt libere și, din păcate, acestea tot timpul se ocupă. Cum se eliberează, cum... Chiar dacă suntem pe un trend descrescător, Doamne ajută să ajungem, eu știu, cât mai mult spre zero, ATI-urile tot nu se eliberează foarte repede sau nu, paturile din spital. Din păcate nu avem decât 34 de paturi de ATI în spitalele din Gorj. Da, o parte, respectiv 19 aici la Târgu Jiu și 15 la Cărbunești, la spitalul suport. Acestea nu vor fi niciodată libere. Vă dați seama că e efectiv situația de așa natură încât cum se eliberează unul, cum se ocupă, pentru că în zonele tampon, în zonele celelalte de paturi de COVID, da, unde la momentul de față avem 373 de bolnavi pe 499, dacă rețin bine, de paturi care s-au pregătit pentru zona de COVID, încep să scadă internările acolo, dar paturile de ATI sunt tot timpul pline. Pline. Da. Asta e. Trebuie să învățăm și noi, până la urmă, să, eu știu, respectăm câteva norme foarte importante, de altfel, să fim mai atenți la igienă, adică chestiile astea elementare. Cred că sunt importante. Da, normele le vom păstra. Distanțarea, pentru că... iar e foarte importantă din punctul meu de vedere. Vom fi obligați să le păstrăm, pentru că astăzi...
S-au publicat hotărârile CNSU privind prelungirea stării de alertă și măsurile de prevenire anexă la hotărârea 101 a CNSU-ului. Acestea vor fi publicate în monitor oficial, vor purta semnătura primului ministru și vom fi în continuare obligați să păstrăm cam aceleași reguli de siguranță. Adică, pot să dau citire câteva dintre ele. Vă rog. Obligativitatea, cred că cel mai important ar trebui, da, obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice închise, deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, în condițiile care vor fi stabilite prin ordin comun al Ministrului de Interne și Ministrului Sănătății. Deci e obligatoriu să purtăm mască și în, de exemplu, și în prefectură și în, nu știu, într-un magazin, oriunde? Peste tot. Spații închise, deschise. În spații închise, deschise. Da, se menține posibilitatea izolării, carantinării persoanelor care sunt infectate, se menține testarea săptămânală a personalului din îngrijire și asistență și personalul de specialitate auxiliar din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, copiilor și adulților cu dizabilități. Se mențin restricțiile privind organizarea și desfășurarea de meeting-uri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshop-uri, conferințe, organizarea de evenimente private și aici intră nunți, botezuri, mese festive. O să dau citire la câteva care sunt mai importante. Câteva mai importante. Care efectiv îi privesc pe oameni. Cinematografele, instituțiile de spectacole până la 30% din capacitate. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum produse alimentare și sau băuturi alcoolice, nealcoolice, tip restaurante, cafenele, atât în interiorul clădirilor cât și terasele, până la 50% din capacitate între orele 5 și 21. Da, bun, acum nu mai e cazul teraselor, doar pe interior ar trebui să fim atenți. Și ele sunt toate, măsurile sunt, și astea sunt 30% pentru sălile de jocuri, 30% pentru sălile de forță. Intră în vigoare și de astăzi? Sau după ce acestea vor intra în vigoare de mâine, din data de 30 de zile. Da, astăzi suntem pe vechea hotărâre pe 1090. Apropo de meeting-uri, că mi-am adus aminte, acum am văzut că minerii și energeticienii au mai cerut, sau mai cerut două săptămâni, dacă nu mă înșel. Da, dar condițiile, a protesta. Condițiile vor fi aceleași. Deci, ceea ce ați văzut și până acum, maxim 100 de persoane, distanțate, mască. În mod normal ar trebui să fie închisă într-o gradenă, dar pentru că piața prefecturii unde se desfășoară protestele este oarecum delimitată, nu este nevoie de acea gradenă, trebuie să aibă personal care să dezinfecteze, măsurile de siguranță care sunt impuse de lege. Am înțeles. A început școala astăzi. Da. 24 de școli din 112, am înțeles că nu și-au început încă activitatea datorită faptului că nu au un procent de 60% de vaccinați. Grad de vaccinare, grad de vaccinare pentru profesor și personalul am auxiliar. Înțeles. S-a vorbit foarte mult despre testări. Testarea elevilor, încă nu au ajuns testele, din câte testele, am ajuns, în zilele următoare, se preconizează că săptămâna viitoare vor ajunge, se vor testa. Bine, nu asta este problema. Vedeți, lucrurile sunt legate de gradul de vaccinare al profesorilor și personalului care își desfășoară activitatea în școli. Acum, știți cum e, eu înțeleg, am fost sunat de mulți părinți astăzi. De ce la grădinița aia nu au început cursurile, de ce dincolo nu s-au vaccinat profesorii, de ce dincolo din 2 educatori, din 12 educatori nu se vaccinează decât 2, că e una dintre cele mai bune grădinițe. Ok, nu pot să le dau răspuns la asta, pentru că nu pot să iau omul de mână, să-l duc, hai nene și vaccinează-te, că altfel nu poate să vină copilul la școală sau la grădiniță. Până la urmă ține de noi, ține de gradul nostru de responsabilitate. Și da, e o alegere. E o alegere până la urmă. De asta voiam să vă întreb mai în discuție. Știți că la un moment dat se discuta obligativitatea vaccinului în instituții publice, în școli, în grădinițe și așa mai departe. Este la Camera Deputaților. Este la Camera din Deputaților. Din câte știu eu, din semnalele pe care le-am, va trece.
da, va trece cu unele modificări. Am văzut sub... Mici modificări, dar nu sunt de esență. Este clar că va trebui să ne vaccinăm toți până la urmă. Asta este, trebuie să înțelegem că numai prin vaccinare o să scăpăm și o să trecem dincolo de pandemia asta și de tot ce urmează după ea. Din punctul dumneavoastră de vedere, vă rog. Da, voiam să continui. În ultima perioadă avem cifrele astea care ne arată o scădere. Bun, dacă vă aduceți aminte, am ieșit de mai multe ori în media și am spus că este o perioadă de platou, sau urmează o perioadă de platou cu ușoară scădere, iar după aceea va urma efectiv o descreștere a cazurilor și asta ca urmare a vaccinărilor care s-au produs în perioada asta, când s-a speriat lumea și a fost bunul. Pentru că dacă atunci erau 3.000 de vaccinări pe zi, duminică am avut 800. Adică e au scăzut, o diferență oarecum enormă de la 3.000 la 800. Hai să zicem că a fost o zi de duminică, dar în general sunt undeva la 1.500 de vaccinări pe zi în timpul săptămânii. Oricum a scăzut numărul față de atunci, în perioada aia când au fost foarte mulți. Aveam cifrele la 15.000, 19.000 de infectați pe zi. Apropo de chestia asta, voiam să vă întreb cum preconizați că va fi, eu știu, peste 2-3 săptămâni, odată cu începerea școlilor. Se vorbește, s-a vorbit destul de mult că copiii, elevii pot transmite, ia, duc acasă și așa mai departe. Putem să așteptăm iar așa o creștere puțin, să simțim că o să creștem sau... Acum sunt niște calcule personale ale mele pe care le-am mai... De asta vă întreb, mai, că știu că dumneavoastră sunteți mai meticulos așa cu lucrurile astea. Le-am mai trâmbițat, să zic așa, cu ghilimele de rigoare de mai multe ori. Eu am convingerea că undeva la sfârșitul lunii, cel mult 5 decembrie, vom avea ca în toate localitățile din Gorj, dacă nu toate, sub 3 la mie. Deja suntem la 3,9. Vedeți, rata scade. Într-adevăr, sunt aproape 50 de localități care sunt în scenariu roșu, peste 3 la mie. Dar dacă luăm Alimpeștiul, care are cel mai mult, 12 la mie, sunt 22 de cazuri. Următoarea localitate după el are 24 de cazuri și are 6 la mie. Corect. Deci e o diferență și totul se raportează la numărul de locuitori din localitatea respectivă. Gradul acela pe localitate e, cum să zic, relevant pentru localitate, nu pentru ansamblu, pentru ceea ce se întâmplă în județ. Pentru că acolo, dacă sunt 10 cazuri și ți arată 10 la mie, și sunt 1.000 de pe... Corect. Asta se întâmplă. Apropo de toată treaba asta cu Green Pass-ul, știu că în prefectură nu se intră decât dacă ești vaccinat cu schemă completă. Să răspund cu o expresie binecunoscută, ghinion. Da. A, da. Asta acum, da, e caracteristică de... Da, da, da. Da. Deci acolo e obligatoriu să fie... În toate instituțiile publice. În toate instituțiile publice. Știți bine că asta este regula. Nu se intră decât scanând acel cod QR. Am avut ceva dificultăți la început, în primele zile, pentru că oamenii au fost supărați. Ei, evident, mai vin și nevaccinați care probabil vor să ajungă la dumneavoastră, sunt convins de... Am avut și oameni care, mă rog, mai recalcitranți, care și-au încercat norocul, care au încercat marea cu degetul, dar prin măsurile care le-am luat acolo și faptul că avem, în afară de postul de pază cu jandar, care este la intrarea instituției, atât la poarta B cât și la poarta C, avem firmă de pază care asigură intrarea și scanează acel cod QR, nu se mai intră nici măcar în curtea instituției, acolo în curtea interioară. Acolo, fără, la pașapoarte. Da, și am luat măsura de a scoate de acolo inclusiv mașinile de instituții care erau parcate în curtea interioară. Deci acea curte interioară să rămână ca un loc în care efectiv oamenii să poată să stea distanțați. Să stai pe băncuță, să stea pe băncuță și aștepte rândul acolo. Și cei nevaccinați, dacă au treabă sau dacă au treburi importante, cum ajung la dumneavoastră? Mail? Dacă mă îmbunează, cobor eu la ei, dar... De cele treabă. Mai multe ori am coborât și am stat de vorbă cu oamenii în stradă, deci fără nicio problemă. Dar știți bine că în toată această perioadă legislația e clară, nu se țin audiențe, totul pe hârtie. Asta este. Primim sesizări scrise, primim reclamații, primim totul scris, telefonic. Deci, dar până la urmă se lucrează. Important e că se găsesc soluții. De lucrat, asta se lucrează. Nu... Domn prefect, apropo de treaba asta cu sănătatea, acum
o săptămână sau cât mai mult de o săptămână, la Cărbunești am avut nebunia aia. Și știu că ați trimis un control mixt din corpul dumneavoastră de control, ISU, DSP și așa mai departe. Raportul corpului de control al prefectului a fost unul, din punctul meu de vedere, din ce am văzut, devastator așa. Adică am constatat că nu avem aia, că nu avem aia. Vreau să vă spun că noi am controlat... Da? Numai în limita competențelor noastre, dar partea administrativă. Uh-huh. Adică nu ne-am dus mai departe, nu ne-am depășit atribuțiile, nu ne-am depășit limitele. De restul se ocupă organe... inspectoratul de poliție, corect, procurorii, cei care au preluat cazul și îl duc mai departe. Cert este că raportul pe care corpul de control l-a întocmit a ajuns pe masa tuturor. Adică a fost transmis și la minister, și la inspectoratul de poliție, și la primăria orașului Cărbunești, care are spitalul în gestiune, pentru că eu am spus-o de mai multe ori după. Atunci am preferat să fie așa. Eu am ieșit la bătaie pentru ei. Uh-huh. Da? Și mi-am pus, cum spune românul, cârca la bătaie pentru spitalul de la Cărbunești, pentru evenimentul care a fost acolo. Dar nu era treaba prefecturii ce s-a întâmplat acolo. Sau a instituției prefectului, da, sau a prefectului. Da. Dar pentru că a fost vorba de oameni, de viețile lor, nu puteam să stau cocoțat pe un scaun și să mă uit cum mor oamenii acolo. E normal că te duci acolo, te implici, trebuie să fie până la urmă o comandă unică, o voce unică care acționează acolo și, slavă Domnului, bine că n-a fost mai rău. Din informațiile pe care le aveți, nu știu dacă ați mai urmărit ce se întâmplă acolo, s-au remediat parte dintre ele din punctul dumneavoastră de vedere, așa din... Mă gândesc că ați mai discutat și după, chiar și într-un cadru neoficial, poate. Știți cum numesc șoferii pana aia care s-a întâmplat acolo? Da. Pana prostului. Pana prostului, așa da. S-a întâmplat, deci cam, da. Cam asta s-a întâmplat la Cărbunești, dar cu puțină atenție nu se putea întâmpla. Pentru că au rămas efectiv fără oxigen. Dacă era cineva care urmărea instalația de oxigen, da, chiar și prin telemetrie, cum trebuia să o facă firma care se ocupa, firma Linde, dacă nu mă înșel, da. Care se ocupa de aprovizionarea cu oxigen, nu se întâmpla. Apropo de firma Linde, din informațiile pe care le am eu, mai e o perioadă scurtă din contract pe care l-au cu... Toate spitalele au contract până la 31 decembrie. Deci nu numai firma Linde. Deci toate contractele sunt până la 31 mm-hmm. decembrie. Da, urmează proceduri de achiziție pe mai departe. Acum vom vedea dacă spitalul la Cărbunești va achiziționa în continuare de la firma Linde sau de la o altă firmă, pentru că am înțeles că sunt trei firme mari care produc în România, oxigen, da, și aprovizionează. Cert este că distanța de la locul unde au rezervoarele până unde este spitalul n-ar fi fost atât de mare încât să împiedici o alimentare foarte rapidă. Dumnezeului e la Vâlcea, 80 de kilometri până la Cărbunești, 90 maxim. Uh-huh. Da, într-o oră forțat, să zicem, ajungeau cu oxigenul de acolo fără probleme. Adică au venit ambulanțe de la Vâlcea cu butelii de oxigen pe codul roșu pentru a avea de rezervă și a putea supraviețui acei oameni și a-i transporta în alte spitale și nu a ajuns firma cu cisterna de oxigen. Poate n-au avut? N-aș crede că n-au avut, pentru că dânsi și asta fac. Da, am înțeles. Oricum, treaba cu oxigenul se pare că e o treabă destul de delicată zilele astea în România. Am auzit mai multe spitale care se văitau că e posibil să rămână. În fine, își făceau stocuri, își făceau calcule și așa mai departe. Pe spitale în perioada asta a început să scadă. Da? Nu mai aceeași presiune care era acum o săptămână, acum două, acum uh-huh. trei. Atunci uh-huh. era... Dar cum vi se pare sistemul ăsta de sănătate al nostru la nivelul județului? Știu că nu intră în atribuțiile dumneavoastră, așa, adică, știți... off the record, cum se spune, în afară. Exact, am auzit foarte multe discuții. Exact ce v-am zis, toată lumea s-a obișnuit să privească prefectura ca pe moașa comunală, așa. Da, adică ăla-i șeful, dacă am ceva la spital, mă duc la el. Deci nu e chiar așa, pentru că în atribuțiile președintelui Consiliului Județean intră starea de sănătate a populației județului. Deci, acolo ar trebui să ne uităm prima dată, la Consiliul Județean, la ce se întâmplă în Consiliul Județean. Spitalul Județean de Urgență în Târgu Jiu este al Consiliului Județean. Uh-huh. Da? Celelalte spitale mai mici aparțin de primăriile care sunt, de Turceni, Rovinari, Sadu, Târgu Cărbunești. Sunt primării care într-adevăr se implică. Da? Dacă ne uităm la Turceni și vedem ce au făcut oamenii în spital sau și cu spitalul acolo,
jos pălăria. Bine, aici, la aici, rovinar, aici eu sunt cârcotaș, știți? La rovinar la fel. Păi eu sunt cârcotaș aici, sunt colegii dumneavoastră de la PNL acolo. Da, nu m-am gândit. Eu mă gândeam la nivel... Dar toată lumea știe lucrul ăsta. Deci nu numai la nivelul județului Gorj, așa în general, în sănătate. Este în continuare, îmi aduc aminte primul val atunci când lumea era foarte speriată să meargă în spital. Le era frică să ajungă în urgențele, era frică să ajungă în ATI. Se vorbește că acum și acum persistă treaba asta. Adică, domnule, atâta timp cât dau un exemplu, nu știu dacă sunt cifrele... Când vezi cazuri din astea, exact, din da. 10, constați că au murit 8 intubați. Da, persistă totuși starea asta de frică a populației. Poate de-aia nici nu se prezintă. Da, se promovează prea mult știrile astea negative. Și de ce nu iasă cu chestii pozitive? Dacă v-ați uitat pe rețele de socializare sau chiar în ziua în care a fost incidentul acela, cred că la dumneavoastră am văzut, da. Era o doamnă care spunea că a avut pe cineva internat acolo și le mulțumește pentru modul cum a fost tratat. Sunt că înțelege că e lipsă de oxigen, dar a fost transportat la timp. Ține cumva timp, și de partea de comunicare a lor. Mă gândesc și la treaba asta. Dom'le, poate atâta timp cât comunici mi-au murit 10 oameni colo, mi-au murit 10 oameni și nu ieși cu partea asta pozitivă. Am mai spus-o, mă rog, nu vreau să interpreteze greșit, dar... Nu, e o părere și o discuție. Da, din cauza lipsei de oxigen muri atunci. Nu peste 3 ore, nu peste 7, nu peste o zi. Am înțeles. Ei, din păcate, moartea persoanelor care s-a produs ulterior acestui incident, după ce au fost mutate în spitalul de Cărbunești, din Cărbunești a fost pusă tot în spatele lipsei acelui da. Eveniment. Ori, să mă ierte Dumnezeu, dar nu mai erau acolo. Adică dacă ai venit, te-ai internat și ai stat o oră și jumătate în alt spital, s-a întâmplat acolo. Ai stat o zi, ai stat două. Am nu, înțeles. Starea lor de sănătate era gravă, foarte gravă. Am vorbit cu medicii de acolo și mi-au spus chiar și de cele două persoane la care am avut o ieșire nefericită. Ați avut o, da, o exprimare până la urmă, o expresie. Sunt convins dar că nu. Mi-a fost transmisă de medicii de lângă mine, am preluat-o, n-am filtrat-o și mi-am dat seama în timp ce spuneam ce spun. Și am înghițit-o, asta este, mi-o asum. Bun, deci mi s-a transmis că erau atât de grav de compensați încât nu prea se mai putea adică face dacă mare vă spun ce ei, îmi da. Spuneau ei, iar o să spun prostii, dar... Medicii au limbajul lor și uneori sunt foarte direct și foarte... Adică ei nu stau să zică, domne, e posibil să mori, e posibil să trăiești. Nu, o să mori sau chestii din astea când discut între ei. Spune, am înțeles. Adică se uită la el, nu ți-o spune probabil în față, dar când vorbesc, bă, n-are nicio șansă. Am înțeles. O să luăm publicitate. Repet încă o dată. Deci din calculele dumneavoastră să înțelegem că pe la sfârșitul până... Eu zic că la sfârșitul lui noiembrie, noiembrie așa decembrie, suntem în o jos. Să fim undeva acolo pe galben. Acum să nu vă bucurați prea devreme. La asta mă gândeam, vin sărbătorile de iarnă, vin sărbătorile de iarnă și... Dar mi-e tare teamă de ceea ce va urma. Și adică? Aș vrea ca în toată această perioadă, bine, și o să luăm măsurile care se impun ca spitalele să se pregătească, pentru că dacă vă uitați în urmă, perioadele sunt foarte clare între toamnă și iarnă și primăvara, da? Corect. Și tare mi-e teamă că în februarie avem iar o creștere, o un val 5. La deal, nu la vale. Am înțeles. Haideți să luăm publicitate, după aceea aș vrea să intru cu dumneavoastră puțin și în zona asta politică și mă mai interesează ceva. În weekend ați avut o vizită de la CNAIR împreună cu ministrul interimar al transportului, domnul Dan Bălceanu. De când sunt pe aici, nu mai am weekend, nu mai am, la noi se muncește fux continuu, asta este. Așa și trebuie. Da. Nu? Nu suntem în slujba oamenilor. Sunteți în slujba oamenilor. Revenim cu o scurtă pauză, după o scurtă pauză de publicitate cu prefectul județului Gorj, domnul Marcel Iacobescu. Rămânescu. Am revenit la a doua parte a emisiunii în interes public. Vă reamintesc invitatul meu din această seară, domnul Marcel Iacobescu, prefectul județului Gorj. Domn prefect, am rămas la zona asta importantă. O să intrăm puțin și în politică, că nu pot să vă iert dacă tot v-am prins tot aici românul în studiu. Face politică, nu? Facem și noi. Politică, la politică ne pricepem toți, la fotbal, ce mai avem acum în ultimul timp, la, sănătate, suntem tătici, da? E... Suntem tătici, nu așa, suntem specialiști.
dacă ne supărăm, dăm și o rețetă pe Facebook, că nu ne e greu. Avem scheme de tratament. Avem scheme de tratament, avem tot ce ne trebuie. Asta, apropo de lucrul ăsta, asta e un lucru rău, nu știu, cred că ne e nouă caracteristică balcanicilor, așa, suntem mai impulsivi, mai băi, lasă că știu eu să fac și fotbal, lasă că știu eu și prefectul, lasă că știu eu de toate. Nu știu ce să zic, e o fi. E... Oricum, nu, că se întâmplă asta nu e normal, pentru că mecanicul e făcut să facă cam mecanică, medicul și, să facă medicină, așa mai departe. Da, da. Noi avem impresia că le știm pe toate și românii bun la toate, peste tot, unde automat se duce, pune și faianță, dă și cu glet și cu vopsea, eu știu, schimbă și becuri. Face de toate, e multifuncțional. Nu că ar fi un lucru rău. Eu știu, dacă e la tine în casă, e bine să le știi pe toate, dar când ai depășit zona acasă, e o... Da. Să te specializezi și să fii bun în ceva. Asta e foarte important. Bun, ați avut în weekend, spuneți că ați lucrat și în weekend, ați avut o vizită de la CNAIR. A venit și Dan Vâlceanu, ministru interimar al transporturilor. Acum sunt convins că ați mai discutat și în afara cadrului oficial și o să-mi spuneți după asta ce o să fie Dan Vâlceanu în viitorul guvern, dar vă las așa ca să vă gândiți bine până, până îmi dați răspunsul. Stai puțin, că numai ce a început ședința BPN-ului. Nici păi lăsați ședința BPN-ului, eu mă gândeam că știți dinainte, așa, în weekend. Nu știm ce o să iasă din BPN, cu cine facem alianță. Domn președinte, domn Marcel. Hai să vedem... Că așa nu da să spun că da, filiala de la Gorj s-a poziționat într-un anumit fel și am avut o ședință de birou politic și toată lumea a spus ceva și a dat un mandat președintelui în acea direcție, dar acum noi suntem o filială. Uh-huh. În țară sunt multe. Cum v-ați poziționat ca și filială? Deci, PSD sau USR? Cu treaba e simplu. Refacerea alianței. Deci mergeți mai mult așa pe zona USR. Asta a fost decizia da, colegilor. La un moment dat știu că și președintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, și-a făcut publică intenția. Și bine, atunci... nu a fost. Adică să nu înțelegeți că a venit și a spus băi, aș fi de părere să... Vă ascult pe fiecare. Uh-huh. Și fiecare a venit cu argumente pro, contra. Uh-huh. Asta a fost concluzia finală. Uh-huh. Până la dar încă o dată decizia, nu depinde de noi. Până la decizia finală mai sunt câțiva pași. Ce-și dorește foarte mult PNL? Ce minister? Ce minister? Am văzut că se discută foarte mult. Bine, premierul și-l dorește în relație, indiferent în ce relație, indiferent cu cine va intra în concubinaș, cu USR, cu PSD. E prima condiție. Președintele partidului este premier. Deci Florin Câțu este obligatoriu în orice alianță să fie premier. Asta e propunerea. Propunerea. Sau de la ceea ce se pleacă în discuții și în am văzut negociere. Astăzi tot pe surse, acum că discutăm așa între noi, am văzut pe surse că s-a renunțat la un moment dat la justiție în favoarea Ministerului de Finanțe. Asta înseamnă că domnul Dan Vâlceanu și-ar păstra portofoliu în Ministerul de Finanțe sau nu ați discutat lucrurile astea? Eu sper că de... da. Da. Și asta nu poate decât să fie un lucru bun pentru noi, pentru județ. Cu siguranță. Pentru că, vedeți, încep să se întâmple lucruri. Uh-huh. Și cu centura și cu podul de la Lainici, cu parcarea de acolo. Imediat. Bun, s-a încheiat un contract cadru, pentru că întâmplător este la două ministere care ne dor pe noi și finanțe, la, adică la și cu banul și cu... Vorbim de drum expres, vorbim de repararea drumului 67B care duce spre Drăgășani, vorbim de podul de la Lani, vorbim de centură, toate se leagă de Ministerul Transporturilor. Da, a început reparația la 678, drumul național, nu? Încă, ăla spre Drăgășani. 67B. Da, s-au făcut ceva de copertări și a început reparația acolo unde se coboară de la Cărbunesc Sat spre Licurici. Da. Am discutat chiar astăzi cu... Eu vă întreb că am niște bunici în zona aia și vreau să vă spun că mi-am terminat mașina în ultimii ani acolo. Deci o am terminat, nu știu la cine să mă duc, să-mi dea bani să-mi iau și eu. Știți bine că înainte de a veni instituția prefectului, am lucrat într-o anumită zonă și băteam drumul ăla. Vreo patru județe, așa, printre care și Vâlcea. Iar drumul cel mai scurt către obiectivele unde aveam oameni era pe acel drum. Da, da. Până spre Zătreni, în partea cealaltă... Mamă, și cel puțin în zona aia de Vâlcea e jale. Tetoiu, vreau să vă spun că la noi e bun drumul. La acolo e jale. Cum ai trecut dealul Muirii acolo, paoleu, e...
La un moment dat, bun, spre Zătrești, spre Drăgășani, erau gropi. Pe drumul ăsta au fost, nu știu, acele probleme cu cei care au licitat, cu rezilierea contractului. Ok, la momentul ăsta se judecă, s-a încheiat un contract cadru pe 4 ani pentru întreținerea lui, pentru că în momentul în care amplasamentul, deci tot drumul a fost predat către cei care lucrau, nu mai puteai să intervii pe el. Bun, în momentul ăsta se poate interveni pe drum, a fost încheiat contract cadru pentru reparație pe vreo 20.000 de metri pătrați, dacă nu mă înșel. Și au început lucrări pe anumite bucăți. Cea mai dureroasă de la noi din zonă este aceea de la, din pădure de la Cărbunești, când se coboară la Cărbunești, da, spre Licurici. Se intervine și din... Acolo e alunecare de teren, probabil. Din câte, da, din câte am discutat astăzi cu domnul Bogdan Chelaru, cu șeful secției de drumuri de la Gorj, mi-a zis că spre sfârșitul săptămânii, efectiv, vor începe lucrări mai ample acolo pentru reabilitarea acelei zone. Pentru că vine iarna, o să fie gheață, zăpadă, vă dați seama, se pot întâmpla accidente acolo. Să știți că atunci când ninge e o frumusețe drumul ăla. Sunt copacii așa și când ninge e o frumusețe de drum. O frumusețe de drum. Trebuie să-l face să fie bun, să fie și circulat. Da, încă o dată, nu trebuie să-mi spuneți. Deci parcă treci printr-un tunel, așa, bă, probabil chiar știți. Chiar am circulat, da, pe el, da, și spre Stejari, da, și spre Vâlcea, că undeva la Hurezan știți că se bifurcă, da, și despre, da, Craiova și așa, și zona mea este foarte cunoscută. Din 2005 până mai acum un an, doi, am avut activitate în zona aia. Am înțeles. Povestiți-mi de centura. V-ați întâlnit și cu Dan Vâlceanu, cu ministrul interimar de la transporturi, au fost și directorii de la CNAIR. Care e stadiul? CNAIR și CNAIR, secretarul, așa, de stat din Ministerul Transportului care răspunde de această zonă. Deci pe centură, v-am mai spus, se lucrează. Bun, nu într-un ritm pe care ni l-am dorit noi și aici sunt două motive. Da. Odată, forța de muncă. Resursa umană. Resursa umană. Iar cei de la firma Secol au încercat să aducă muncitori străini. Am văzut. Asta se vorbea la un moment dat de indieni. Da, se chinuie o echipă de 6-10 indieni. Au documentele depuse la Inspectoratul de Poliție la Imigrări. Din păcate, noi, cei de la Gorj, i-am ținut vreo 20 de zile ca să le spunem că nu aici trebuie să le depună. Și asta este. Au trebuit să se ducă la București să-și depună din nou documentele. Domnul ministru i-a asigurat de tot sprijinul în rezolvarea problemei, dar vedeți, sunt termene. Adică trebuie să stea un anumit număr de zile acolo. Da, corect. Și asta durează. O să încerce pe lângă cei pe care au, pentru că această echipă de indieni a lucrat undeva în vest, la una dintre autostrăzi. Sunt specializați, au de la oficiul de imigrări, au permise de muncă, dar pentru zona aia, și va trebui să le dea permis de muncă și pentru zona noastră la Gorj. În momentul în care vor reuși să-și aducă muncitorii, lucrările vor demara sau vor avea un alt ritm. După aceea, o altă problema a lor este asigurarea materialului, balastului. Da, am înțeles. Și aici e undeva, să zic, și vina noastră. Pentru că am putea să le dăm autorizațiile de mediu mai repede. Păi și de ce nu? Eu am avut în trecut, până acum, în trecut nu foarte îndepărtat, că n-a trecut o lună, dar știți cum e, timpul mi se pare atât de dilatat datorită problemelor complexe, încât mi se pare că a fost anul trecut, luna trecută. Am avut o discuție cu directorul Agenției de Mediu și l-am rugat să facă tot posibilul pentru a urgenta aceste avize, pentru că este nevoie de material. Acest material se poate pune chiar și iarna, pentru că nu este ca asfaltul. Da, să, da, da, să-l turn, să se usuce, să se, da. Îl așezi, îl întinzi, îl compactezi. Ei undeva sunt destul de avansați între kilometru zero. Kilometru zero al variantei ocolitoare este între, adică între, este la Drăguțești, la unde va fi trecerea supraterană peste drumul european și calea ferată care este acolo. Deci de acolo până undeva în zona sensului giratoriu care duce
spre Bârsești, era să fac reclamă unui hotel și unei pensiuni și de-aia m-am oprit involuntar. Deci undeva la giratoriu care duce spre Bârsești s-a turnat blinderul, deci mai trebuie doar stratul de uzură și drumul este cam gata. Deci zona aia e aproape... Zona aia este asfaltată, s-a lucrat, este foarte ok, am mers pe ea fără probleme. Mai este stratul de uzură, care e un strat de 5-6 cm de asfalt, care se poate turna chiar anul ăsta, deci până nu vine bine iarna peste noi. Partea cealaltă care pleacă de acolo și duce până undeva spre Petroșani, este, cu toate că s-a turnat foarte mult material, este undeva la cota zero. Adică de aici încolo începe practic să... infrastructura, se toare nou pietre, mă rog, nisip și tot ceea ce se compactează acolo. Mai e o porțiune destul de grea, unde este, cum să-i spun, o pungă de argilă, argilă gri, care este ceva de genul unui burete. Ai lăsat pe ea, ai luat piciorul, se ridică. Se ridică. Ei, toată, dați seama că toată acea pungă trebuie scoasă, pentru că altfel nu poți să lucrezi cu ea, iar acel loc să fie umplut cu pietriș. Și compactat. Și... compactat și... sunt, este o... nu știu, nu o zonă, mai multe zone. Deci sunt mai multe zone pe varianta ocolitoare cu diferite... stadii de dificultate. Da, într-o parte este nisip, mai fiind ca la Mamaia. Da, într-o parte e argilă, ce spune. În altă parte e mlaștină. Știți ce mi se pare interesant și am observat lucrul ăsta? Lipsa forței de muncă. În județul Gorj nu este singura firmă care se vaită de așa ceva. Da, așa este. E o problemă. Dacă stăm și ne uităm, din păcate, forța noastră, forța de muncă din județul Gorj a migrat către vest și către străinătate. Pe mine... cu toate că vă zic... nu e prima dată când aud lucrul ăsta. Discuțiile care le-am avut cu șeful de șantier mi-au spus că au salarii de peste 4.000 de lei net la muncitorii necalificați. Deci nu e un salariu mic. Da, am înțeles. Cu toate astea nu găsesc forță de muncă. Într-adevăr, ei lucrează într-un ritm foarte... în ritm, alert, în condiții, că lucrezi afară, și, ai fel și fel de... și condiții mai grele, dar vor să respecte termenul nu pe care și l-au asumat. Nu e domeniu în care am auzit că se vaită oamenii de resursă umană. Sunt și domenii unde lucrezi înăuntru, în instituții. Nici acolo nu e resursă umană. Nu în instituții ale statului, că nu aia. În firme. Nu, în instituții ale statului. În instituții ale statului lucrează. E plin. S-au umplut instituțiile statului. Nu mai e loc. Sunt pline. Nu mai e loc. Ba, mai e loc, domnul prefect. Mai angajează. Păi, dacă mă uit pe site-urile primăriei, fiecare primărie din județul Gorj mai are cel puțin... Da, poate, pentru că ei se mai descurcă, să zicem așa. Da. Pentru că sunt unități administrativ-teritoriale de sine stătătoare, nu... își votează și își creează organigrama, se încadrează într-un număr generoase la salariu, mai, nu știu cum să spun, mai, nu sunt generoase și la presta în folosul cetățeanului unele dintre ele, mai așa, mai încet, că e mai ca la noi, da, ca la români. Știți cum e? Asta o să o vedem, pentru că, din păcate, le-am spus multora, nu m-am dus în instituția prefectului să-mi fac prieteni și deranjez. Deci chiar am început... O să vă duceți peste ei. Și chiar... bine, acum... chiar am început să deranjăm. Da, corpul de control a fost trimis în mai multe localități, a verificat mai multe lucruri. La momentul ăsta, tot datorită unor sesizări, este în control la serviciul de permise din cadrul instituției. Și vreau să vă spun că nu o să tolerez nicio încălcare sau abatere de la lege. Adică înțeleg unele lucruri. Da, și... merg până într-o anumită limită. Dar nu, vreau legalitate. Așa sunt eu mai defect. Mi-ați adus aminte și ați avut la un moment dat o ieșire legată de serviciu de ambulanță. Spuneați că nici acolo lucrurile nu se mișcă așa cum sunt consecvent, mi-o mențin. Vă mențineți punctul de vedere. Mențin, sunt consecvent, da. Și soluții care ar fi? Din păcate, soluția nu e la mine, pentru că nu pot să-l numesc eu sau să-l schimb, pentru că aș face-o instantaneu în fiecare instituție unde nu se face treabă. Și nu, bine, nu pot să zic că acolo se face, acolo nu. Dar sunt anumite instituții de care ne-am lovit în această perioadă. Instituții care trebuiau să percuteze altfel, să zbârne, cum se spune. Da, și pentru că de ele depinde, corect, la momentul ăsta, viața oamenilor. Corect. Ori, ce să vă mai dau exemple? Am avut
mai mult de 3-4 zile când ambulanțele au plecat fără teste în teren. Am avut situații în care celui care a sunat la serviciul de ambulanță, să fiind acasă izolat, și a cerut să-i se recolteze o analiză, să-i se facă un test, telefonic din dispecerat că peste 3 zile, în condițiile în care în Târgu Jiu erau 4 solicitări. Adică chiar așa am ajuns. Da, nu ne gândim la viața oamenilor. Adică dacă ai fi tu ăla care dai telefon, și asta le-am pus în față mereu managerilor de spital în discuțiile care le-am avut cu ei. De ce spuneți că nu se poate? Dacă ăla care are nevoie e fiul tu, da? Sau dacă e ruda ta, dacă e mama ta, dacă tot așa ai reacționat. Găsește o soluție. Pentru că noi suntem aici, să găsim soluții. Să căutăm rezolvare, să găsim soluții, să vedem cum rezolvăm lucrurile. Am înțeles, am sărit de la una la alta, deci la serviciul județean de ambulanță, același lucru, îl țineți pe mai departe, nu... Da, eu am avut mai multe discuții, sincer, și între patru ochi și cu oficiale, mai mulți oficiale, ochi de față și... Bun, am dat câteva idei, am venit cu câteva soluții. Acum să mă ierte Dumnezeu, nu pot să mă duc eu să fiu manager în fiecare instituție și să fac treabă peste tot pe acolo unde e. E pus manager, răspunde de ceea ce face sau nu face. Mi se pare normal. Am uitat să vă întreb de podul de la Lainici. În ce stadiu mai este și acela? Bun, podul de la Lainici l-am vizitat în urmă cu o săptămână și jumătate. La acel moment se ridicau schelele pentru a se turna arcul și a se da forma podului. Parcarea era pregătită pentru a se pune bordurile și a se asfalta, iar constructorul mi-a dat asigurări că până pe data de 15 va fi asfaltat. 15 luna asta. Da? O singură problemă avem acolo, chiar în curbă, este un vârf de deal, așa, un bod de deal care va trebui excavat. Nu are încă avizele de la mediu, urmează să vină, iar probabil în acea zonă, 100-200 de metri, o să rămână neasfaltat. Dar celelalte zone s-a lucrat și se lucrează chiar bine. Drumul expres? Am înțeles că sunt două variante, Cărbunești, Hurezani, sau nu? Vă explic și cu cele două variante. Da. Amândouă pleacă de la Târgu Jiu, trec prin zona Cărbunești. Da. Da, una merge pe Valea Gilortului, iar una pe Valea Maradiei. Adică una spre Turburea, ca să dăm un exemplu, așa, o localitate pe care o știe toată lumea. Da, o știe toată lumea. Da, și iese undeva la Țânțăreni, Filiaș. Da. Și cealaltă care merge în zona Hurezan, Stoina, Crușeț, Melinești și mai departe spre Craiova. Da. Bun, acum este o problemă. Da, unii le spuneau varianta roșie, varianta roz. Da, da, da. În zona Crușeț... Colegii dumneavoastră de alianță, cum în zona Crușeț... Frații dumneavoastră de sânge, cum s-ar spune. Nu mai suntem într-o alianță, decât cu DMR-ul. Păi da, dar vă doriți să fiți cu ei. Vom vedea. Deci tot frați până la urmă. Când, până la urmă nu e ceea ce sunt niște frați mai renegați în perioada asta, dar după aia dacă se reface, dar e dragoste. Spune, nu e ceea ce-ți dorește, ceea ce se întâmplă sau ce se dea. Bun. Deci, varianta aceea roz, care trecea pe la Crușeț, o să aibă ceva probleme sau avem și suntem foarte rezervați pentru a merge spre acea variantă, pentru că în acea zonă este un sit arheologic. Dar totuși, nu e o variantă rea, acolo este un depozit foarte mare, important de gaz, nu știu, întreb. Bun, acum știu că e un punct important și acolo. Da, o să vă explic și logica pentru varianta cealaltă care este Țânțăren Filiaș. După aceea se duce Ișalnița, se va dubla centura Craiovei și iese în drumul expres care duce la Craiova-Pitești. Acela va face legătura dacă se va merge pe acest drum. Deocamdată suntem în faza de a cere documentațiile tehnice de pe la comune. Împreună cu Consiliul Județean o să facem un document pe care îl transmitem și vom vedea care va fi varianta optimă. V-am spus care este părerea mea și cum aș vedea lucrurile pentru... cum sunt așezate pe hartă și cum ar fi mai bine pentru noi, pentru Vărjeni. Varianta aceea ne-ar lega de autostrada 6, care vine de la Lugoș-Caransebeș și undeva în zona Filiaș. Varianta Țânțăreni. Varianta care merge pe Țânțăreni și după aceea Ișalnița. Da? Ei, și atunci ai, cum să zic, de acolo, practic, va fi un nod care te duce odată, te duci spre est ca să pleci spre vest, da?
și sau mergi mai departe spre București. București. Și în felul ăsta vom avea o legătură mult mai ușoară atât cu vestul cât și cu estul. Varianta care va ieși direct spre Craiova nu va mai fi atât de aproape de centură, de autostrada către Calafat. A, înțeles. Păi, varianta și cealaltă nu se înțeapă direct în autostradă, nu? Nu. Aha. Da. Va ieși undeva spre aeroport, care, cei care cunosc Craiova, undeva spre zona aeroportului și de acolo. Adică la ieșire din Craiova. Da. Pentru că știți drumul, cei care au circulat pe acolo, eu unul am circulat, v-am zis că cel puțin astea 5 județe care sunt pe aici, le știu cam palmă pe toate drumurile, atât le-am bătut. Varianta aceea care iese la Melinești, știți bine că iese foarte aproape de aeroport, în zona Ghercești, la Craiova. Da. Și mi s-ar părea mult mai utilă pentru noi să mergem cumva spre sud, să ne legăm în autostrada care merge spre Timișoara. E mai practic. E un culoar, știți cum e, în armată am învățat niște lucruri, că totul se dezvoltă pe culoare de transport. La momentul ăsta, Gorjul, Târgu Jiu, nu este pe niciun culoar important de transport. Culoarele de transport le știți foarte bine toți, Timișoara, Severin, Craiova și mai departe, sau Valea Oltului, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu. Da, deci sunt oarecum, noi suntem la mijloc și sunt paralele cu noi. Am înțeles. Suntem pe final. Nu mă pot abține să nu vă întreb, să revin la politică acum, dacă tot suntem pe final. PNL Gorj mai e un partid așa strâns, unit? Am văzut că domnul senator Iordache și-a exprimat o altă opinie față de colegii dumnealui și a făcut un pas în spate din grupul parlamentar, nu? Da, asta nu înseamnă că a ieșit din PNL. A făcut doar un pas în spate din grupul parlamentar. Este încă membru al Partidului Național Liberal, la fel ca și Ludovic Orban, la fel ca și ceilalți 15 parlamentari care îl însoțesc și pe dumnealui și pe domnul Iordache. E în regulă, nu mai poate fi membru al Biroului Politic Județean și a Consiliului Director Județean pentru că nu mai are calitate parlamentar PNL, retrăgându-se și fiind dumnealui, fiind parlamentar PNL, la fel ca și domnul Pecingine, erau de drept în Biroul Politic Județean. Corect. În momentul în care a plecat din grupul parlamentar al PNL, s-a retras, nu mai poate fi nici în Biroul Politic Județean. Acum, ce să vă zic, în viață fiecare face alegeri. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Da. Dumnealui a făcut o alegere, ca corect, oricare dintre noi. Întrebarea e, simte PNL Gorj această ruptură sau... Cred că știți că se vorbea la un moment dat, domnule, senatorul Ion Iordache are în spate o căruță de oameni, o căruță de nu știu ce, o căruță de fapte, o căruță de... ce să mai zic? O căruță de bani și așa mai departe, știți? Acum, cât se simte... N-aș putea să spun că se simte, sau nu se simte, pentru că nu... Da, nu... La momentul ăsta, adică e o perioadă în care lucrurile astea nu se simt. Lumea nu se uită evident, la asta. Suntem... Da, și nu-l interesează că Iacobescu sau Iordache e acolo suntem sau dincolo. Suntem prinși în treburi foarte urgente și nu... Oamenii, practic, văd altceva. Văd ce se întâmplă în jurul nostru. Că mor oameni, că e un virus, că e pandemie, că e criză, că s-a scumpit curentul și multe altele. Am înțeles. Bun. Mulțumesc tare mult. Suntem la final. Și eu vă, vă doresc spor la treabă și ce să zic, să gestionăm așa cum trebuie lucrurile. Să dea Domnul să fie și la nivelul bine, județului că... Gorj și național. Asta e important, să fie bine, să fim sănătoși. Până acum perioada asta le-am gestionat destul de bine. Vedeți că Gorjul tot timpul a fost pe locurile codașe, să zic așa, la infectare, la rată, la rata de infectare, la spitalizări și eu știu, decese. Sperăm să fim tot pe locuri codașe, că n-am urcat niciodată mai sus de locul 4 din coadă, adică am fost acolo, să fim locul acolo 3, 4, printre ultimii. Printre ultimii și eu cred că am gestionat suficient de bine lucrurile în acest mandat care a început în forță pentru mine. Mulțumesc încă o dată și mult succes. Mulțumesc. Cam atât, domnilor și domnilor, pentru această seară. Repet, invitatul meu, domnul Marcel Iacobescu, prefectul județului Gorj. Rămâneți cu Gorj TV, noi ne vedem mâine la ora 19. Toate bune, seară frumoasă!